Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu Șefeli. Vom face astăzi cordon bleu. Dacă doriți să vedeți întreaga rețetă, vă invit să urmăriți ingrediente. Un piept de pui pe care eu l-am filetat, l-am dat cu sare și piper și l-am lăsat pentru 30 de minute la frigider, salam cu șuncă și cașcaval tăiat felii. Iar separat avem nevoie de 2 ouă, făină și pesmet. Punem pieptul de pui filetat. Punem o felie de salam și câteva feliuțe de cașcaval. Și voi lua și voi... La fel voi proceda și cu restul. Am terminat de făcut rulourile. Aici am bătut cele 2 ouă. Acum voi da fiecare rulou prin făină. Ou. Și apoi prin pesmet. La fel voi proceda și cu terminat de dar rulourile prin făină, ou și pesmet. Acum le voi găsi încălzit. Acum voi adăuga ulei și voi lăsa uleiul să se încălzească. Uleiul s-a înfierbântat. Acum voi adăuga rulou. Voi lăsa rulouul timp de câteva minute să se prăjească. Acum îl voi întoarce. Rulul este gata, îl dau și de scoat. Acum voi tăia unul, să vedeți și voi interiorul. Crusta este crocantă. Acum să vedem interiorul. Uitați ce bine arată. Încă mai este un pic alt. Cordon bleu este gata, sper să încercați și voi această rețetă, iar dacă v-a plăcut să vă abonați pe canalul meu Șefeli. Eu vă urez poftă bună, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne revedem la următoarea rețetă.